Eu aștept Avatar 2, 3, 4, 5. Da. Serios da, că le aștept. Da. Bă, și eu aștept, dar îmi sper că multe. Eu... dacă Cameron face ce spune el că face, că le filmează pe toate in bulk, toate odată și după aia le dă drumul. Bă, un an după an. Ok, le aștept și eu. Da. Dar eu nu știu dacă să fie, chiar nu știu dacă o să fie bun sau rău. Deci nu știu, n-am niciun fel de părere despre ce o să fac el. 10 ani de la Avatar. Sunt 10 ani deja, nu? Da. Mamă, 10 ani. Deci chiar n-am idee ce o să facă. Mă, cred sunt, că o să arate incredibil. Adică dacă 10 ani exact. De la Avatar și cu ce are eu, cred că James Cameron a făcut pasul ăla tehnologic, a zis, ia uite-mă fraierilor, după aia a plecat în mare. Și a plecat să-și facă nebunile lui cu exploratul, că știi că asta îi place, pleacă da, în și... Mariane apropo, și... În... Da. Mă gândeam la asta cu la Alita, știi? Și mă gândeam, e clar că pe focus grupul Alita n-a ieșit pozitiv. Că prea multă lume dă cu pietre în el, știi? E clar că tu faci poveste... un... Filmele anime, în general, n-au succes în state, știi? Da? Nu, da, nu. Da, look back at it, știi? Nu, stai așa, nu, știu, eu mă întreb acum în următor, oare James Cameron, ca să-și acopere costurile de R&D pentru efecte speciale, oare nu face el filmele astea? Oare Alita, de fapt, nu este un film care pur și simplu trebuie să acopere costurile de dezvoltare și research and development pentru Avatar 2? Scenariul la Alita cam așa arată, cum zici tu, adică dacă ce, stai... Cu ce crezi că o să vină Avatar? Că CGI-ul nu e... Mult față de atunci. Nu știu ce să zic, stai puțin, așa spunem noi acum, dar să știi că... Te-ai văzut cum arată Alita? S-ar putea să te uiți, iar nu știu, chiar nu știu. Nu, eu oddball, gen, zic așa, eu dacă nu, mă uit, eu... S-ar putea că dacă te uităm la Avatar acum și să-l iei la puricat, s-ar putea să-ți dai seama de niște chestii, să nu mai fie la fel. Că spuneam așa, știi că tipul care a făcut VFX-ul la Avatar spunea, că bă, noi ne-am pus două întrebări. Trebuie să fim fotorealistic sau trebuie să fim realistic? Da, și a spus că we don't need to be realistic, we need to be photorealistic. Mm. Știi? Se văd niște chestii acum, m-am uitat eu de că dacă, că de foarte multe ori, faza este că dacă tu pui un blue person de la și îl pui într-un cadru, nu există niciun cadru, sau există foarte puține cadre în care sunt the blue person with the human person. Da. Știi? Că atunci se schimbă puțin cât de complicate să faci. Una e să faci o animație interesantă. Eu atâta vreau să-ți mai zic o singură. Cine a văzut Final Fantasy The Spirit Within? Este... Nu am văzut. Final Fantasy The Spirit Within este acel CGI anime din 2001 poate, sau din 99. Și toată lumea și cu spiritele care așa din pământ. În fine, ideea este că tu te uiți la ăla în 99 când l-am văzut sau în 2000 când l-am văzut, eu am spus că dude, this is it. This is fucking it. E maximul de... This is it. We're done. Adică s-a... Tărmănuțe cu smântână. S-a terminat, nu mai este nimic de făcut. E așa, așa am zis și eu când am văzut Beowulf exact. Și Angelina Jolie. Și după aceea te uiți, vezi Avatar, spui, bă, this is it. This is it. Tărmănuțe cu smântână. Mai este, domnule. Nu mai ai ce să mai faci de la Avatar. Dar au trecut 10 ani de atunci. Da. Și vezi că s-ar putea să vedem Avatar 2 și să spunem, this is it. Mamă, frate. Tărmănuțe cu smântână. Adică... Ți-a plăcut Avatar, Alex? Ca film? Mă, din chiar și-o zis el aici, apropo de asta, știi, eu m-am bășit cu Avatar când a ieșit, că la un moment dat am scris un eseu, știi, în care ia ziceam că, uai, da, mă, 3D-ul, au băgat Cameron, 3D-ul o să revoluționeze cinema-ul, de acum încolo o să vedem numai filme 3D, tot felul, știi, ca să vezi acum ce gimmick ieftin au adus. Exact. Nici ce zic eu nu te lua 100% după ce zic eu sau așa, știi? Cred că, de exemplu, pentru mine Avatar a fost... pas tehnologic a fost unul din, dacă nu chiar cel mai bun 3D pe care l-am văzut în viața mea. Da. Păi și de ce? În schimb, povestea a fost foarte flat. Foarte cea mai clasică foarte... poveste clasică, ever. Da, dialogurile au fost foarte one-linere. De aia a prins. Bun, a fost făcut ok. Adică păi da, pentru că... Eu am și zis la un moment dat când ziceam de Avatar și când l-am dat atât de zbăteam cu colegi care ziceau de povestea asta, dar cum ziceam că bă, dar... It didn't matter, povestea a fost o platformă ca să se prezinte. Exact. Deci, da, nu era main selling point. Nimeni nu zicea de poveste, nimeni nu, adică, gen, dacă e întrebare. Exact. Dacă întrebai despre Avatar, nimeni nu zicea de, oh, ăștia în pădure,
Povestea tocmai nu trebuia să se distragă atenția, nu trebuia să se distragă de la imagine, aia era da. Un rol. Dar spunea planul 2, clar. După ce l-au analizat 1000 de oameni, și care a fost și că secretul pentru care a creditat foarte mult Cameron? Faptul că a folosit toate scenele de CGI, le-a filmat ca și cum le-ar filma cu cameră fixă. Mm. Adică tocmai avantajul CGI-ului este că poți să pui camera unde vrei tu. Da. Că de-aia e CGI, doar la bască, faci ce vrei. Mm-hmm. Dar el, prin faptul că a filmat tot CGI-ul ca și cum ar fi filmat cu cameră fixă, ca și cum ar trebui să fie cineva acolo pe elicopter care stă și stă să chine și nu poți să ia să cadrul ăsta. Așa e, așa e. Fază ca făcând chestia asta, el l-a vândut, s-a vândut și mai mult scena de realitate. Realitate, da. Știi? Dar foarte șmecher. El s-a gândit la faza asta.